găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Așa cum era de așteptat, vara a venit în sfârșit și probabil vom avea parte și de caniculă, Doamne ajută! Era cazul. Era cazul, măcar câteva zile. Așa că am venit la medicul de medicină a muncii pentru a afla ce înseamnă caniculă din punctul de vedere al medicului și cum ne putem proteja de ea. Ce înseamnă caniculă? Prin caniculă înțelegem în România creșterea temperaturii peste 35 de grade pe parcursul zilei și peste 20 de grade pe parcursul nopții. Era puțin ciudat ca până la mijlocul lunii august să nu avem nici măcar o zi de caniculă, pentru că a trecut luna lui cuptor. Da, așa este. Suntem norocoși că în sfârșit avem și noi vară. Vară. Da. Majoritatea angajatorilor trebuie să-și ia niște măsuri de precauție atunci când vine vorba de protecția angajaților perioada de caniculă. Așa ce este. Măsuri ar trebui să ia? Așa este. Există ordonanța de urgență 99 din 29 iunie 2000 privind protecția angajaților pe perioadă de temperaturi crescute, iar angajatorii ar trebui să asigure ventilația la locul de muncă, perioade de repaus cu la umbră sau curenți de aer, să asigură necesarul de lichide, 1,5-2 litri de apă minerală pe zi, dușuri, echipamente de protecție. De asemenea, trebuie să asigure prezența omului la controlul medical la angajare și la controlul medical periodic pentru a depista contraindicațiile pentru munca la temperaturi crescute. Dacă facem o vizită pe șantierele din județ, cu siguranță vom găsi oameni care nu au parte așa de este. Ceea ce ar trebui să... Din păcate, așa este. Așa este. Și atunci această ordonanță mai prevede de asemenea și reducerea programului de muncă sau schimbarea locului de muncă în cazul în care personalul care lucrează acolo prezintă afecțiuni, cum ar fi boli cardiovasculare sau diabetul sau alte boli cronice ce pot pune în pericol sănătatea angajatului. Care sunt principalele riscuri la care se supun oamenii care nu au parte de umbră, de curenți de aer, de apă, dușuri? Se pot deshidrata, pot să le crească tensiunea arterială sau să le scadă tensiunea arterială datorită vasodilatației, pot apare crampe musculare, pentru că prin transpirație se elimină săruri minerale și vitamine, tulburări de rin pot să apară, se dereglează hormonii tiroidieni și atunci poate agrava o hiper sau un hipotiroidism. Diabetul, de asemenea, îl pot decompensa, o boală renală, iarăși pot să îl decompenseze, poate să apară în cazuri extreme șocul hipovolemic, cu hipotensiune sau caloric, cu pierderea cunoștinței și febră. Deci sunt probleme și atunci angajatorul ar trebui să asigure inclusiv deplasarea către unitatea sanitară cea mai apropiată și acordarea primului ajutor, dacă este nevoie. Care sunt categoriile de risc, în afară de persoanele care sunt cunoscute cu afecțiuni? Da, în primul rând, cei mai afectați sunt copilașii, deoarece ei se pot deshidrata foarte ușor. Femeile însărcinate, mai ales în primul trimestru, fetusul se poate deshidrata ușor. Și în afară de cei cu boli cronice vârstnice, și ei suferă, mai ales pe timpul căldurii. Ce alte contraindicații mai există? Pe lângă bolile cardiovasculare cronice, care e principala categorie de contraindicație, mai există bolile endocrine, cum am menționat, diabetul zaharat, hiper- și hipotiroidismul, insuficiența cortico-suprarenaliană, mucoviscidoza, de asemenea dermatozele cronice, precum și alcoolismul cronic sau tulburările neuropsihice, și de asemenea perioada de convalescență după boli cronice sau după o intervenție chirurgicală. În general, gravidele sunt protejate atât de angajator cât și de lege, dar în perioada caniculară, cum le putem ușura sarcina și viața? Da, deci gravidele nu ar trebui să lucreze în condiții cu temperaturi extreme, pentru că fetusul se poate deshidrata foarte ușor. De aceea, acesta ar fi un motiv pentru care fie să se schimbe locul de muncă, fie să intre în concediu de risc maternal dacă nu poate să se adapteze locul de muncă la condițiile respective. De la ce vârsta sarcinii se poate intra în concediu de risc maternal? Nu este o limită pentru vârstă.
se intră în concediu de risc maternal dacă la locul de muncă există factor de risc profesional care îi interzice munca, de exemplu munca de noapte este interzis gravidei sau pe perioadele în muncile periculoase sunt interzise cu expunere la noxe, de exemplu plumb sau alte noxe profesionale. Ce măsuri ar trebui să-și ia oamenii în general, nu neapărat cei care merg la serviciu, pentru a nu suferi perioadele caniculare? În primul rând, deplasările ar trebui să le facă dimineața sau seara, să evite intervalul orar între 12-15. Dacă se deplasează, ar trebui să alterneze mersul cu repausul în spații special amenajate, unde este aer condiționat, să poartă haine subțiri, deschise la culoare, în principal din bumbac sau mătase, să poartă pălăria de soare și ochelarii de soare. Tegumentele ar trebui protejate cu crema cu protecție pentru împotriva razelor ultraviolete. Hidratarea este foarte importantă, aportul de lichide 1,5-2 litri pe zi. Și alimentația. Este indicat să se consumă multe lichide, dar să folosească alimente cu conținut caloric redus, multe fructe și legume, pentru că ele conțin foarte multă apă, săruri minerale și vitamine și atunci ne hidratează organismul pe o perioadă mai lungă de timp. Dacă ne întoarcem puțin la ceea ce prevede ordonanța, poate fi modificat programul de lucru? Da. Programul de lucru poate fi redus cu 2 ore, de exemplu, dacă angajatul respectiv are patologie care contraindică munca la temperaturi crescute sau în cazul în care nu se pot lua măsurile numerate mai sus, se poate eșalona lucrul de dimineață până pe la 11 și seara sau noaptea. Și atunci când efectiv nu permite tipul de activitate? Atunci se poate muta activitatea într-un alt spațiu unde poți să-ți desfășori activitate, să nu fie temperatura ridicată sau pur și simplu noaptea sau amâni activitatea până când temperatura din mediul ambient revine sub 35 de grade Celsius. Practic, cea mai periculoasă e perioada cu temperaturi extreme, când 2 zile succesiv temperatura depășește 37 grade Celsius și umiditatea este crescută. Sunt foarte multe persoane care cred că un control de medicina muncii la angajare este, să spunem, doar trebuie bifat pe foaie. Dumneavoastră vă întâlniți zi de zi cu oameni care au aceste preconcepții. Așa este. Vin unii care spun, dați-mi vă rog frumos numai fișa aia cu un care zice că-s apt. Ei, ca să poți să faci tu lucrul ăsta, trebuie să faci un examen clinic general, o anamneză. Deci este foarte important, plus investigații obligatorie, EKG și glicemia, pentru a depista următoarele probleme care ar pune în pericol sănătatea omului. Deci, dragi telespectatori, este foarte important să mergeți cu încredere, să le spuneți medicilor de medicina muncii tot ce vă supără, vă necăjește și aveți în istoricul medical, pentru că astfel veți avea o relație corectă cu angajatorul. Așa este. Ce gen de afecțiuni depistați dumneavoastră? Se întâmplă să depistați afecțiuni pe care pacienții nu le cunosc? Da, de exemplu, hipertensiune arterială, da, poate fi depistată prin măsurarea tensiunii arteriale. De asemenea, obligatoriu la munca cu temperaturi extreme se face glicemia. De multe ori se întâmplă ca pacientul să nu știe și noi să diagnosticăm un diabet zaharat. EKG-ul poate să arate tulburări a ritmului inimii sau cardiopatie ischemică, probleme, boli cronice, insuficiență cardiacă, deci sunt examinări care arată o grămadă de patologii. Sau examenul clinic, de exemplu, prin palparea tiroidei, puteți să dăm seama dacă pacientul are o gușă tiroidiană și să-l îndrumăm spre un consult endocrinolog. La cât timp trebuie să vă viziteze la angajare și la un an. Controlul periodic se desfășoară la un an. Dacă pacientul însă are boli cronice, putem să-l chemăm mai des pentru a vedea felul în care omul se tratează, dacă respectă indicațiile medicului și dacă poate în continuare să lucreze în mediul respectiv. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați oferit astăzi. Și eu vă mulțumesc mult. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!